Bine v-am găsit la Moldova Live Context. Sunt Oxana Bodnar și aici trecem în revistă ceea ce a contat în această săptămână. Vă prezint contextul celor mai importante evenimente și declarații. Săptămâna a fost marcată de perchezițiile de luni la aeroportul Chișinău în cadrul unui dosar de corupție în care, potrivit informațiilor primare, au fost vizați copiii ai doi actuali deputați și fiul al unui fost parlamentar. Mai exact, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat 16 percheziții. Potrivit CNA, este vorba despre o schemă infracțională manifestată prin pretindere sistematică a mijloacelor financiare de la pasageri pentru facilitarea introducerii sau scoaterii ilegale din țară a diferitor bunuri. Potrivit probatoriului administrat, inspectorii vamali sunt bănuiți că ar fi pretins și acceptat mijloace bănești de la pasageri în sume cuprinse între 50 și 1000 de dolari pentru a permite acestora să introducă sau să scoată bunuri din Republica Moldova, ocolind procedurile de achitare a taxelor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, transmite CNA într-un comunicat. Acțiunile de urmărire penală au vizat domiciliile, birourile de serviciu și mijloacele de transport ale persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor, vamiși și persoane fizice. Fiul fostului deputat PDM Gheorghe Brașovski, reținut în cadrul acestui dosar, a fost plasat în arest pentru 25 de zile în penitenciarul numărul 13. Alți doi inspectori vamali au fost plasați pentru 30 de zile în arest la domiciliu. Deciziile au fost emise miercuri 3 aprilie. Fiica și fiul ai doi deputați sunt cercetați în libertate. Tot miercuri, deputata Victoria Cazacu a fost exclusă din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate în urma suspiciunilor de corupție asupra fiicii sale. Biroul permanent al PAS i-a cerut să-și depună și mandatul de deputat. De altă parte, Victoria Cazacu a declarat că nu va renunța la fotoliul său de parlamentar. Nu voi da curs tentativelor de denigrare și intimidare, a declarat Cazacu pentru Europa Liberă. Subiectul a fost discutat la emisiunea Moldova Live din această săptămână. Desigur că este prezumția nevinovăției, dar în primul rând noi suntem un partid care și în campanie electorală până a venit la guvernare și cât suntem la guvernare avem toleranță zero la acte de corupție. Și atunci când fiica unui deputat, unei deputate este luată în flagrant de către CNA, atunci imediat trebuia să fie o reacție care și s-a întâmplat și în cadrul biroului permanent național a fost luată decizia de excludere. S-a discutat cu doamna Cazacu, ea a fost prezentă la o ședință, poate internă, neoficială, cu colegii de la fracțiune? Din ce cunosc, domnul președinte a discutat cu dumneavoastră ei personal. Precizăm să fim corecți, doamna Cazacu a spus că, de fapt, fiica ei nu a fost reținută, doar este vizată și deocamdată nu a fost aduse învinuiri oficiale, dar dacă s-a... A fost deconspirat în flagrant, cred că e corect noțiunea. Dar dacă se va demonstra că totuși, sau excludeți această versiune, că totuși nu a fost vinovată, a fost implicată de neștiut? Decizia politică a partidului care a fost luată, noi o considerăm corectă și cu ea am mers. Și toți în cadrul PAS, în cadrul fracțiunii, evident, sunt de acord. După cum am menționat și anterior, avem toleranță zero la acte de corupție. Privitor la părinți, copii, știți, doamna Grama, eu totuși înțeleg că nu ar trebui copiii să răspundă pentru părinți, dar atunci când părintele își educă un copil și copilul se ocupă cu acte de corupție, atunci eu cred că aici este și educația părintelui că a educat un astfel de copil cu astfel de apucături. Atribuirea păcatelor unor altor persoane și pedeapsa pentru încălcările altor persoane de fapt este contrar oricăror principii, fiindcă de fapt fiecare trebuie să răspundă pentru el și atunci după același principiu ar trebui să pedepsim copiii că părinții au făcut ceva greșit și în a câta generație pedepsim oamenii fiindcă cineva a greșit din neam. Și asta mi-aduce foarte mult la timpurile când oamenii erau urcați în eșaloane fiindcă erau rude cu nu știu cine. Și deci lucrurile de a pedepsi fiindcă o rudă de-a ta este nu
corectă sau mai știu care alte atribuții și vreau să vă zic că personal am avut așa o acuzație fiindu-mi incriminat că sunt rudiu cu nu știu cine și din cauza asta mi-au fost retrase niște chestii care de fapt nu avem treabă nici cu persoana care mi-a fost incriminată și nu avea treabă cu activitatea care o duceam. Dar cineva, cred că în maniera pas, a considerat că dacă o să zică că țineam cu cineva, imediat o să fiu exclus. Și asta a mers. Așa cred că este o tradiție actuale guvernări de a lega păcatele rudelor între ele pentru că a găsit un motiv. Joi, directorul serviciului Vamal, Igor Talmazan, și-a anunțat demisie din funcție. În calitate de conducător, sunt responsabil de bună administrare a serviciului Vamal și îmi asum atât reușitele, dar și mai ales eșecurile din perioada în care am condus serviciul Vamal. Și consider că în calitate de conducător al instituției este necesar să-mi depun în semn de onoare demisie și să mă retrag din funcția de director al serviciului Vamal. A transmis mesajul lui Talmazan, serviciul de presă al instituției. În cadrul emisiunii am discutat și despre alegerile prezidențiale din acest an. Și se discută mai multe candidaturi, poate chiar și candidaturi care nu sunt atât de vizibile, n-au fost atât de vizibile la nivel politic, să zicem, oameni noi, fețe noi, fiindcă câteodată deja electoratul nostru zice ajunge atât că fiecare își are propriile viziuni și acuzații. De ce nu candidat femeie? Pentru că avem dreptul să existe și un candidat femeie care poate să fie demnă de a reprezenta țara și numai decât trebuie să fie o persoană care ar putea uni societatea noastră care este atât de împărțită, societatea căruia îi se impun niște valori cu desela numai de atâta ca să o tulbure și să nu cumva și să o sustragă de la niște probleme serioase și o aruncă în niște extreme. Trebuie să fie un candidat care o să poată să se focuseze pe problemele poporului, problemele sociale, și nici de cum pe această divizare ai noștri, ai voștri, voi sunteți cei cu pata în frunte, pe motive geopolitice și așa mai departe. Noi suntem un popor și trebuie să fie un candidat care va putea uni cât mai mult în jurul său oamenii. Acest candidat poate fi și membru unuia dintre cele patru partide? Desigur, de ce nu? Se examinează inclusiv și candidatura dumneavoastră? Da, de ce nu? Asta avem o noutate. Înseamnă candidatura dumneavoastră, candidatura domnului Slusări? Și nu numai. Sunt mai multe. Deci se face concurs pe bază de reputație reproșabilă și multe alte criterii care sunt discutate. Deci noi trebuie fiecare să ne prezentăm în felul în care am putea să aducem în țara asta liniște. Evident că PAS vă susține pe doamna Maia Sandu, aici nu vă pun alte întrebări, dar în calitate de deputat vă adresez întrebare. Când va fi pregătit un proiect de hotărâre pentru stabilirea datei și referendumului care urmează să fie concomitent cu alegeri prezidențiale. Cum voi vă pregătiți? Pentru că deja curând o să trebuie să fie aceste respectate termeni electorale. Bine, într-adevăr, Curtea Constituțională deja a confirmat că poate avea loc referendumul în aceeași zi cu alegerile prezidențiale și, bine, nu era o îndoială despre acest lucru. Noi știam că e logic să economisesc și mai mulți bani inclusiv. Dar noi, procedurile tehnice o să urmeze, ceea ce trebuie să facem noi să unim societatea și ca să susținem, să iasă lumea la referendum, să susțină referendumul și să comunicăm cu toții că doar aceasta este calea noastră care ne-am propus-o să îmbunătățim inclusiv și situația financiară, socială, economică și să fim partea familiei europene, așa cum de mult se vroia, dar de fiecare dată apărea câte un impediment în acest sens. Și comunicăm cu societatea, doamna Grama s-a expus că trebuie să fie o persoană care unește cetățenii cu siguranță, chiar în toată activitatea doamnei președinte și în alegerile care când au câștigat mandatul a fost votată de aproape 1 milion de cetățeni, au unit și vorbitorii de română și rusă și găgăuză și ucraineană au votat-o, respectiv în activitatea s-a făcut o deschidere totală care nu a mai existat, deschidere externă din partea
partenerilor externe și câți oaspeți am avut în Republica Moldova și cel summit, care ne aducem aminte. Atunci cu... trebuie să de concurent. Sunt niște chestiuni foarte istorice care rămân și acestea sunt meritele dumneiei în funcția care o are. De asemenea, am discutat și despre situație în domeniul justiției. Noi am examinat în cadrul comisiei juridice, eu fiind membru supleant, am examinat toate candidaturile care au fost în comisiile pre-vetting, vetting și avem toată încrederea că sunt persoane cinstite și o să-și facă munca cu dăruire. Înțeleg că opoziția și mai mult grupările criminale organizate încearcă cumva să deturneze acest proces de curățare a justiției, care decurge nu tocmai repede așa cum am vrea noi, dar lucrurile se mișcă. Deja avem trecut prin procedura de pre-vetting Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, acum Curtea Supremă Justiției, suntem pe final și procesele vor continua și desigur că grupările criminale organizate încearcă să facă din țânțar armăsar ca să creeze, cumva să dezbată acest proces, să-l oprească, ca să nu se întâmple până la urmă procedura de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Dar nu le va reuși acest lucru, noi mergem înainte și avem toată încrederea în membrii acestor comisii că își fac munca cu dedicație, sunt persoane integri și după cum vedem și lucru, calitatea persoanelor care sunt evaluate se vede cu ochiul liber cine trece și cine nu trece. Vorbim despre principii, atunci haideți să fim principiali și să nu aplicăm standarde duble. Dacă aici se penalizează un deputat și se cere depunerea mandatului, fiindcă încă nu este demonstrată vina fiicei, atunci cred că după aceleași principii ar trebui să avem foarte înalte standarde și criterii față de oamenii care verifică integritatea și corectitudinea celor care trebuie să fie cei mai integri în țară, judecătorii. Deci în cazul ăsta există noțiunea de demnitate și demisie de demnitate. Atunci când numele tău este pus la îndoială, asta însăși trebuie să fie un moment de responsabilizare personală, fiindcă numele trebuie să fie curat. În cazul când apar interpretări, dubii, toată lumea l-a văzut că a fost în acces deschis discuția dintre doamna Cobzaru, da, și Cobzac, unde însăși reprezentanții partidului de guvernare spuneau că după aia au aflat niște informații despre doamna Stamate. Da, despre doamna Stamate, da? Deci în cazul ăsta, această demisie de onoare trebuie să fie un act de demnitate personală, cred că, și nu să fie subiectul unor astfel de discuții care îți pun la îndoială poziția și după aia toate deciziile tale vor fi puse la îndoială, fiindcă tu nu mai ai credibilitatea care ar fi trebuit să ai. Deși, dacă așa să luăm, nu au fost demonstrate anumite, nu știu, acțiuni care au fost la limita legii. A fost ceva despre reputația și incompatibilitatea de vreo 5 zile a funcției. Corect, dar să nu uităm despre acea condiție că o așa persoană, fiind în așa poziție, trebuie să aibă o reputație ireproșabilă, da? Impecabilă. Și atunci când există careva dubii, deja nu mai putem să punem categoria de reproșabil, sunt interpretări. Dacă reputația ta a ajuns la discuții de tipul ăsta, fii ai demnitatea și zi, băi, eu știu că sunt curat, o să vă demonstrez, dar eu nu mai vreau să pun la îndoială și ulterior să sufere de fapt însăși procesul, fiindcă ceilalți o să zică, păi dar nu mai cred omul ăsta. Uh-huh. Sunt anumite dubii. Precizăm, anterior, Comisia Pre-Vetting a declarat într-un comunicat de presă că acuzațiile la adresa președintelui acesteia sunt nefondate și a precizat că de când și-a început activitatea în funcție de președinte în aprilie 2022, Hermann von Hebel a lucrat în total 5 zile la Curtea de Apel din Den Bosch. Pentru fiecare zi de ședință în instanță, el a primit o indemnizație zilnică, fără a avea alte beneficii. Din păcate, ultimii ani de zile, iarăși urmărește cu atent vetting-ul, dar nu observă ce se întâmplă și care este dinamica altor procese. Mă refer la depopulare, mă refer la alcoolismul de la sate, mă refer la
calitatea absolut execrabilă a studiilor care se oferă. Credeți-mă, eu știu foarte bine ce se întâmplă în învățământ și care este calitatea oamenilor care vin în instituțiile de învățământ superior acum. Eu am fost 5 ani de zile președinte Consiliului Planificare Strategică de la Universitatea Creangă, la Universitatea de Stat de Moldova, 10 ani. Am avut cursuri. E o chestie care o cunosc. Mama mea a fost profesoară o viață și a încheiat cariera acum 3 ani în urmă. Știu bine ce se întâmplă. Lucrurile stau foarte prost. Foarte prost. Eu nu știu cine o să înveți copiii noștri matematica, cine o să înveți copiii noștri, nu știu, fizica. Dacă am să vă spun că sunt profesori de limbă română care nu cunosc gramatică, o să rămâneți mirat, dar este și așa ceva. De asta, noi avem probleme mult mai mari, despre care nu se discută și care cumva sunt trecute la așa zona și altele, în timp ce toată lumea discută despre wedding sau despre aeroport. Asta e ridicol, eu chiar mă gândeam. Dom'le, în toată țara, în toată lumea, aeroporturile sunt concesionate. Eu vă spun sincer, am lucrat în 5 țări din Asia Centrală, unde toate acolo au foarte multe aeroporturi. Ca să înțelegeți, fiecare țară are câte 4-5. Nu e ca Moldova. Da, chiar și, nu știu, nu mai vorbesc de kazahii, iau cred că vreo 10 aeroporturi. Toate sunt în concesiune. Eu nu mi-amintesc vreodată să fi citit în presă vreun articol cine, cum concesionează. Da, poate s-a făcut o fraudă, poate nu s-a făcut o fraudă. Este procuratura care trebuie să se ocupe de chestia asta, dar sigur nu subiect din natură politică. Sau cui se concesionează duty free-urile? Câți metri de duty free? Sunt milioane de metri acolo. Se concesionează terenurile arabile Republicii Moldova cu o firmă franțuzească. Nu e firmă franțuzească. Cu vorbit nu știu cine, cu vorbit ministru. Asta nu e un subiect care realmente e important pentru noi. Eu chestii de butaforie și o fumigenă. Importante sunt altele. Altele nu se discută. Președintele Comisiei Economiei, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat la emisiunea Moldova Live din această săptămână că o decizie politică încă nu a fost luată privind eventualele procurări de gaze naturale de la Gazprom din 1 mai, atunci când expiră contractul dintre Moldova Gaz și Energocom. Noi a fost important, de când suntem la guvernare, să asigurăm independența energetică în ceea ce privește gaze naturale și nu am obținut acest lucru. Astăzi noi putem să cumpărăm gaze naturale de oriunde în lume, chiar și azi s-a anunțat că consumatorii au, mă rog, parțial sau un mic volum de gaz din Statele Unite. Deci e o chestie extrem de benefic pentru noi, pentru că putem să cumpărăm de oriunde, fără să fim dependenți doar de o singură sursă. Și Federația Rusă este o sursă. Deci noi nu am mai vrut să avem situații vreodată în care Rusia impune condiții cu, uite, tu dacă nu cumperi, dacă nu îndeplinești condițiile noastre politice, atunci o să-ți dăm gaz mai scump. Deci asta am vrut să evităm și din fericire nu mai avem acest risc. Și asta este foarte important și cred că este un rezultat într-adevăr foarte, fata aș spune, istoric, că nu mai suntem independenți. Acum, întrebarea dacă luăm din Rusia sau nu, iarăși, sunt mai multe perspective, da? Este evident consumatorul. Și din perspectiva consumatorului și noi și statul trebuie să se asigure că prețul este unul cel mai bun. Și trebuie să vedem unde este cel mai bun preț. Eu cred că e un progres faptul că Gazprom, sau cel puțin teoretic, se aude că o să ne dea la prețuri foarte mici. Deci atât de disperați să vândă Republica Moldova că sunt gata să ne dea prețuri foarte mici, așa, teoretic bun, că nu am văzut cifrele astea. Deja e o chestie bună care arată că noi am ajuns să determinăm, inclusiv Gazprom, să ne vândă la prețuri mici și asta deja e bine. Sunt că avem, o să avem alegere. Acum, dacă să cumpărăm sau nu, evident, în toată, în continuare Europa, chiar dacă în volume foarte mici, cumpără în continuare gaze naturale. S-a redus cu vreo 90% volumul de gaz natural rusesc, care se află în tot continentul european. Și, într-adevăr, multe țări nu cumpără pentru că nu vor să susțină mașinăria de război a Federației Ruse. Dar sunt și țări ca Germania care cumpără. Și, iarăși, argumente pot fi de o parte și pe alta. Încă nu avem o decizie, să vă spun, dar analizăm argumentele pro și contra. Ceea ce este important, că asigurăm consumatorul că interesul va fi respectat și noi urmărim să avem un preț cât mai bun. Și doi, să ne asigurăm că nu există nicio condiționalitate politică la niciun fel de tranzacții de gaze naturale. Înțeleg că nu toți vor fi de acord, pentru că mulți susțin că trebuie să cumpărăm gaz la un preț
cât mai bun, pentru că cum Europa cumpără același gaz rusesc și așa mai departe. Dar luând în considerare declarațiile noastre, adică autorităților de susținere a Ucrainei, suntem unul dintre, adică în România și noi aici suntem unul dintre cei mai apropiați vecini, cum Ucraina va uita la această decizie? Eventual, dacă din 1 mai noi cumpărăm o parte din gaz, care înțeleg că nu tot gaz care este acum livrat pe în stânga Nistrului va fi necesar centralii de la Cucerca. Iar și într-adevăr, e o parte a problemei. În același timp să nu uităm că prin Ucraina trece gaz rusesc și Ucraina, chiar și în condiții de război, fiind cu Federația Rusă, admite acest tranzit și primește o anumită sumă. Dar știu că acest tranzit, contract de tranzit, va expira la acest sfârșit de an. Asta e un argument puternic. Să vă spun direct, eu tot încă nu am răspuns, pentru că și partea aia are un argument și partea cealaltă are un argument, dar evident că asta în niciun caz nu schimbi cumva poziția noastră categorică de condamnare a invaziei ruse în Ucraina și de susținere a Ucrainei. Deci nu avem încă o decizie pe acest subiect. În același timp, Energocom a anunțat că în primele două zile ale lunii aprilie, consumatorii din Republica Moldova, mal drept al râului Nistru, au utilizat în gospodăriile lor gaze din Statele Unite ale Americii, livrate prin portul grecesc Alexandropolis. Este vorba despre un volum de testare cu gaze naturale lichefiate LNG importate de societate pe acțiuni Energocom de la companie grecească EDEPA și vândute către Moldova Gas. Luni și marți vom achiziționa câte 14.000 MW de gaze naturale din portul Alexandropolis. În total sunt circa 28.000 de MW, ceea ce constituie echivalentul a 2,6 milioane metri cubi de gaze. Sunt gaze necesare consumului curent, iar prețul este unul competitiv. Dacă vom agrea o formulă de continuare a acestei colaborări, vom anunța cetățenii în termeni proximi, a spus directorul interimar al Energocom, Victor Bânzari. Ulterior, ministrul energiei Victor Parlikov a declarat în cadrul unei emisiuni că prețul gazului din SUA este unul secret. Сейчас цена была чуть выше Газпромовской, сразу оговорюсь, я не могу называть цифру, потому что условия контракта с компанией не позволяют. Но цена, признаюсь, сразу скажу, была чуть-чуть выше Газпромовской. Но для нас это была не столько коммерческая закупка, сколько это была закупка с целью протестировать и понять, как это все работает. Precizăm, în aprilie, Moldova Gas va cumpăra gaz de la Gazprom cu 327 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Față de martie, prețul pentru 1000 de metri cubi a scăzut, anunță președintele companiei Vadim Ciban. Întregul volum de gaze este direcționat către malul stâng al Nistrului. Rusia a lansat numai în luna martie asupra Ucrainei peste 3.000 de bombe aeriene ghidate, 600 de drone și 400 de rachete. Despre asta a anunțat miercuri liderul de la Kiev, Vladimir Zelensky. Mai exact, Moscova și-a intensificat în ultimele două săptămâni campania de atacuri aeriene cu mijloace cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice ucrainene, distrugând o parte din sistemul deja slăbit de bombardamentele rusești anterioare în timpul celor peste 25 de luni de invazie declanșată de Rusia. În special, Rusia și-a intensificat utilizarea bombelor ghidate lansate în aer în zona frontului în ultimele luni. Acestea sunt lansate de avioane de război din teritoriul controlat de Rusia și planează spre țintele lor cu mare viteză. Doar în noapte de miercuri spre joi, 5 oameni au murit după ce forțele armate rusești au atacat cu drone Shahed orașul Kharkov, scrie presa ucraineană. 3 dintre cei uciși sunt salvatori. Alte 5 persoane au fost rănite în timpul atacurilor asupra unui cartier rezidențial, a anunțat primarul Igor Terehov. În context, 44 de state, printre care și Republica Moldova, au semnat o declarație comună prin care cer crearea unui tribunal special privind crimele comise de Federația Rusă împotriva Ucrainei. În același timp, aceștia susțin inițiativa referitoare la utilizarea activelor înghețate ale Moscovei în beneficiul Kievului. Documentul a fost supus dezbaterilor în cadrul conferinței Restabilirea Justiției pentru Ucraina, care a avut loc la Haga.
Potrivit ministrului de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, acum 2 ani, toți respingeau categoric ideea creierii unui tribunal special pentru crimele de agresiune rusă împotriva Ucrainei, dar situația s-a schimbat între timp. Astăzi, majoritatea înțeleg clar că nu există alternative la crearea unui tribunal complet. Anul trecut, părea că o astfel de inițiativă a fost blocată din disputele între state. Sunt convins, lucrând împreună, vom găsi toate soluțiile necesare și tribunalul va deveni o realitate. Avem nevoie de un efort pentru această muncă, a declarat șeful diplomației de la Kiev. În context, în conferința de presă de la finalul reuniunii ministrilor de externe ai statelor Alianței Nord-Atlantice, secretarul general Jens Stoltenberg a declarat că NATO nu este și nu va fi partea conflictului din Ucraina. Nu avem planuri să trimitem trupe de luptă în Ucraina, nu a existat o solicitare pentru așa ceva, a afirmat Stoltenberg, citat de Ager Press. Un soldat în termen a decedat joi la unul dintre poligoanele Armatei Naționale, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Potrivit rezultatelor preliminare ale anchetei, tânărul s-ar fi sinucis cu arma de dotare. Potrivit informației oferite de Centrul Operațional de Comandă, incidentul a avut loc joi la ora 12:13 de minute în timpul desfășurării antrenamentelor. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Soldatul a fost încorporat în serviciul militar în termen decembrie 2023. Ministerul Apărării a informat organele abilitate și a transmis toate materialele referitoare la cazul dat procuraturii. Concomitent, o comisie specială a Armatei Naționale efectuează o cercetare de serviciu privind circumstanțele incidentului. Conform procedurii, identitatea militarului va fi anunțată după informarea familiei, se anunță în comunicatul instituției. Ministerul Apărării exprimă sincere condoleanțe familiei tânărului decedat și va oferi tot sprijinul necesar elucidării acestui caz regretabil. Republica Moldova a încheiat anul 2023 cu o creștere economică de 0,7%, adică cu un rezultat foarte modest. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba în cadrul unei emisiuni. Potrivit lui, țara noastră se află la coada Europei după nivelul dezvoltării economice, iar pentru un avânt economic este nevoie de o creștere anuală de cel puțin 8%. În context, menționăm că ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Olaibă le-a recomandat moldovenilor să cheltuiască cu cel puțin 200 de lei mai mult pe lună pe produse autohtone. Potrivit lui, asta ar aduce la creșterea PIB-ului. 200 de lei pe lună este legală cu 1% din PIB. Vă rog să țineți minte această cifră de fiecare dată când faceți cumpărături. Distribuiți acest mesaj. Dacă fiecare din noi ar cheltui lunar pe produse locale cu doar 200 de lei mai mult față de ce cheltuiele în mod normal, ar crește PIB-ul cu 1%. Căutați și cumpărați produse autohtone, îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilă și covoare, produse alimentare și multe alte. Așa susțineți afacerile locale și locuri de muncă aici acasă, a scris Alaiba pe Facebook. Uzina Electromaș de la Tiraspol, producătoare de motoare și piese electrice, și-a sistat activitatea din cauza imposibilității de export. Reprezentanții Tiraspolului dau vina pe autoritățile constituționale ale statului că ar împiedica livrările în afara țării. De altă parte, reprezentanții guvernului de la Chișinău explică această decizie prin destinația dublă a produselor uzinii care pot fi folosite în industrie militară. Prima tranșă din cele 4.000 de tone de motorină oferită de România Republicii Moldova în calitate de ajutor umanitar pentru fermieri moldoveni a ajuns la Căușeni, anunță Agenția Rezervei Materiale a Ministerului Afacerilor Interne într-un comunicat de presă. Cele 1.336 de tone de motorină au fost transportate pe cale ferată în 26 de vagoane cisternă. După efectuarea procedurilor vamale și cele tehnice de transportare au fost recepționate la data de 29 martie. În data de 1 aprilie a avut loc măsurările și împrevarea probelor de laborator privind determinarea indicelor calitative. Urmează inițierea procedurii de distribuire către beneficiari finali, mai anunță autoritățile. Amintim că în noiembrie 2022 România a anunțat despre oferirea unui ajutor material sub formă de 4.000 de tone de motorină pentru fermieri moldoveni afectați de secetă. De atunci, autoritățile de la Chișinău au anunțat că au întreprins mai multe măsuri pentru a aduce motorină în Republica Moldova, dar fără succes.
Republica Moldova își suplinește stocul de rachete anti-Gridin. Guvernul urmează să procure aproximativ 2000 de unități din Bulgaria la un preț ce variază între 200 și 400 de euro o unitate. Această țară a rămas singurul furnizor de rachete anti-Gridin după ce autoritățile de la Chișinău au reziliat contractul cu Federația Rusă. Ministrul Agriculturii Vladimir Bolea dă asigurări că țara dispune de stocuri suficiente de rachete anti-Gridin actualul sezon de recoltare. Din data de 8 aprilie începe recesământul populației și locuințelor din Republica Moldova. Locuitorii țării noastre sunt îndemnați să fie cooperanți și să le ofere informații solicitate recenzorilor care vor fi îmbrăcați în haine cu însemne Biroului Național de Statistică. Recesământul populației are loc odată la 10 ani. Ultima măsurare la nivel național a avut loc în 2014. Recenzorii Biroului Național de Statistică vor merge în toate gospodăriile de pe sectorul care le-a fost încredințat și vor culege informațiile despre locuitorii și locuințe. Acestea au fost principalele subiecte ale săptămânii. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!